Suntem la o cafea. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și dragi telespectatori ai postului de televiziune TV Clujaen.ro într-o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Astăzi vorbim despre tehnologii avansate în ingineria mediului. Suntem asaltați și pe bună dreptate, mai ales pe mediile de socializare, de diverse forme de indignare privind protecția mediului. Suntem toți preocupați de grija față de ceea ce ne înconjoară, de reciclarea maselor plastice, de tăierile masive ale pădurilor, de poluare în general. Suntem îngrijorați de schimbările climaterice și cu nostalgie ne spunem unii altora câteodată așa, că vara nu mai e vară și iarna nu mai e iarna. Societatea civilă este receptivă și îngrijorată de problemele poluării globale, care ne afectează traiul de zi cu zi. În ultimii ani au apărut în facultăți, în România, specializări ce vizează protecția mediului înconjurător. Putem spune că învățământul românesc pregătește specialiști în acest domeniu. Astăzi vorbim despre tehnologii avansate în ingineria mediului, cu domnul conferențiar, doctor inginer Horațiu Vermeșan, prodecan al Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului din cadrul Universității Tehnice din Cluj și cu profesorul doctor inginer Micle Valer. Bine ați venit la noi în studio. Aș vrea să încep cu o întrebare. De ce este necesară protecția mediului? Doresc să încep prin a răspunde la această întrebare, prin a începe să explicăm puțin care este componența mediului înconjurător. Și anume, este important de cunoscut faptul că mediul înconjurător este constituit dintr-o serie de factori naturali, sau cum noi îi mai numim factori de mediu, cum sunt apa, aerul, solul, biodiversitatea sau organismele la care se mai adaugă structurile create de om. Și desigur, de calitatea factorului de mediu depinde în mod direct calitatea vieții, sănătatea noastră a tuturor. Dezvoltarea care s-a realizat la un nivel extrem de puternic în ultima perioadă de timp, explozia demografică, la care mai putem să adăugăm exploatarea intensivă a resurselor naturale și de asemenea mai departe, sigur, ne putem gândi la acumularea unor cantități uriașe de deșeuri și poluarea mediului, toate acestea împreună, sigur, ne fac să constatăm că suntem în situația unui dezechilibru ecologic. Conceptul de protecția mediului a apărut relativ recent, în ultimile decenii, și sigur că a apărut ca o problemă la nivel mondial, prin care s-a dorit să se tragă un semnal de alarmă, prin care se dorește să fim cu toții conștienți omul, sigur, în primul rând legat de un comportament care ar trebui să-l aibă și de asemenea și ca și o necesitate privind restabilirea echilibrului ecologic. Credeți că se mai poate restabili echilibrul? Sigur, noi suntem optimiști și prin eforturile tuturor și mai ales a specialiștilor formați, cum sunt și tinerii pe care noi îi pregătim în domeniul ingineria mediului și vorbim aici de programele de studii pe care noi le avem la nivel de licență, masterat și doctorat. Noi sperăm în acest lucru. Noi, cetățenii de rând, așa, nespecialiștii, spunem că s-a modificat clima pentru că sunt atâtea mașini în
în circulație, care poluează fantastic. Credeți că mașina viitorului va fi nepoluantă și vom putea trăi într-un mediu mai curat? Dacă îmi permiteți, pot să adaug și eu ceva. Este necesar să fie această mașină a viitorului nepoluantă, pentru că altfel noi nu vom mai putea supraviețui pe această planetă. Deci dacă se continuă în acest ritm, este clar că semnalele care s-au dat la nivel global arată că s-a modificat clima, s-a modificat calitatea solului, apei, aerului, astfel încât pentru noi, pentru oameni, va fi foarte dificil. Deci este, nu este un deziderat, un fel de dorință oarecum ireală, ci este cât se poate de stringent să acționăm. Și de aceea este necesar să găsim soluții sau tehnologii care să continue confortul nostru, pentru că, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că am ajuns la un grad de confort la care nu putem renunța. Adică nu putem să ne întoarcem în secolul 12 să trăim fără curent electric, fără mașini și așa mai departe. Fără televizor și așa mai departe. Deci, totuși, societatea umană a ajuns la un grad de evoluare nemai întâlnit vreodată. Și asta și datorită inteligenței care a crescut. De aceea, inteligența aceasta trebuie folosită ca să înțelegem natura, să înțelegem planeta pe care trăim, astfel încât să putem să ne dezvoltăm, să avem același standard de viață, același confort, dar fără să creăm aceste, să zicem, între ghilimele, răni ale planetei, adică deșeuri, poluare și așa mai departe. Așa cum am fost în stare noi oameni, zic, să creăm tehnologii care să fie posibile să ne deplasăm cu viteză așa mare, să mergem în spațiu, să producem bunuri astfel încât să aibă toată lumea bunuri de larg consum, cred că suntem suficient de inteligenți ca să creăm aceste bunuri, dar fără să lăsăm în urma noastră acele deșeuri cu care deocamdată sunt unele care nu știm ce să facem. Adică trebuie să creăm o nouă industrie care să proceseze deșeurile pe care au fost create de alte industrie sau alte industrie. Într-adevăr, problema deșeurilor care ne îngroapă azi, mâine, este stringentă. Dar noi vroiam să vă întreb dacă în cadrul facultății dumneavoastră vă ocupați cu aceste deșeuri, cu reciclarea lor, cu, aveți vreun proiect ce vizează acest... ajungem să fim îngropați în acele mormane. Da, aici vedeți că această viziune sau ideea că ne îngropăm în deșeuri este oarecum, zicem așa, depășită, pentru că practic noi n-am adus nimic în plus pe această planetă. Tot ce există acum a existat dintotdeauna, doar în altă formă. Adică ceea ce acum noi numim deșeuri, am putea transforma într-o rezervă, într-un zăcământ. Așa cum mai de mult căutam fier din minereu de fier, acum vom căuta, să zicem, fier sau metale prețioase în ceea ce acum este numit deșeu. Și vom refolosi, adică vom folosi ceea ce acum este, să zicem, de nefolosit ca resursă pentru a ne dezvolta în viitor. Și bineînțeles că ceea ce noi încercăm să transmitem studenților și care să studieze studenții este să găsească acele tehnologii, acele metode prin care noi să obținem același, să zicem, standard de viață, fără să creăm noi materiale care nu știm să le integrăm. Adică sunt numite așa numitele tehnologii curate, dar acest concept de tehnologie curată, mai corect ar fi tehnologie cu impact redus asupra mediului sau cu impact cât mai redus asupra mediului sau tehnologii de reabilitare, adică ceea ce a fost distrus să poată fi recuperat și reabilitat, adică refolosit de om, fără ca acea tehnologie să producă noi deșeuri. Deci, conceptul de deșeu este oarecum, se transformă în timp, pentru că el devine o resursă. Deci el trebuie să fie transformat în resursă, sau o altă tendință este să nu creăm acest deșeu, adică să creăm o tehnologie care să nu lase în urmă, de fapt asta înseamnă un deșeu, ceva cu care nu știi ce să faci deocamdată. Adică deocamdată îl depozitezi sau îl pui într-un loc și nu știi ce poți să faci. Și de ce apar aceste noi concepte, ca și economie circulară, ca și timpul de viață a unui produs,
Adică noi încercăm să evaluăm fiecare tehnologie prin faptul cum o putem măsura sau cum o putem evalua ca și amprentă asupra mediului. Adică ce amprentă lasă o tehnologie asupra mediului? Ca să fabricăm un produs, ce lăsăm în urma noastră pentru fabricarea acelui produs? Cu ce se ocupa funcționaria? Dacă vorbim despre tehnologii avansate în ingineria mediului, sigur este important de asemenea să explicăm care sunt problemele de care se ocupă ingineria mediului, așa cum spunea colegul Horațiu. Problemele, sigur, sunt destul de complexe și rezolvarea acestora, aplicarea acelor tehnologii cu impact redus asupra mediului, care pot fi aplicabile în diversele ramuri industriale, pe de altă parte, reabilitarea factorilor de mediu care se fac cu tehnologii adecvate, performante, care să permită extragerea poluanților din factorile de mediu pe care i-am menționat ceva mai devreme. Așa. Apoi, sigur că este foarte, foarte importantă, după ce se studiază, se cunosc care sunt aceste tehnologii. Acestea sunt, de altfel, foarte, foarte diversificate și realizarea lor, sigur, se face din punct de vedere al cercetării, al dezvoltării al acestor, apoi, sigur, aplicarea lor prin intermediul a specialiștilor în ingineria mediului, cum sunt specialiștii formați în cadrul facultății noastre și, sigur, că acești specialiști au competențe obținute, deci, prin diferitele discipline pe care ei le urmează conform planului de învățământ și spunem noi printr-o îmbinare a unor cunoștințe multidisciplinare care să le permită să stăpânească aceste tehnologii și sigur să poată să le aplice cu succes astfel încât acestea să-și atingă scopul. În ceea ce privește remedierea factorilor de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile, că de asemenea este foarte important să se țină seama și de acest aspect și sigur să se utilizeze tehnologii cu impact redus asupra mediului. Absolvenții noștri sunt capabili, sigur, să se ocupe de diferite probleme, cum ar fi combaterea poluării atmosferii, care la nivel național, dar și pe plan mondial, este o problemă deosebită. La noi, în țară, sigur, combaterea poluării atmosferii se poate face cu specialiști în domeniul protecției mediului prin utilizarea unor tehnologii performante, utilizarea unor sisteme de epurare avansate care să permită reținerea noxelor la un grad și un randament de reținere cât mai ridicat. Sigur că din punct de vedere al poluării atmosferei la nivelul țării noastre, după 1989, sigur, sursele de poluare s-au mai diminuat, respectiv principalele surse de poluare au rămas sectoarele de activitate, cum este sectorul energetic și sectorul legat de activitățile în transporturi. Din punct de vedere al poluării atmosferei produse de diferitele ramuri industriale, în România, după 1989, s-a întâmplat și un lucru
pozitiv, și aici menționăm faptul că multe dintre fostele mari combinate industriale, combinate metalurgice, metalurgia feroasă, neferoasă, combinate chimice și multe alte întreprinderi din industria materialelor de construcții, fie că unele dintre acestea și-au închis activitatea sau parte dintre ele, cele care și actualmente sunt în activitate, sigur, prin retehnologizare și-au echipat sectoarele respective, producătoare de noxe cu echipamente performante de reținere a poluanților la sursă, ceea ce este foarte, foarte important. Și sigur că în aceste condiții, când, cum spuneam, principalele ramuri de activitate producătoare de poluare la nivelul atmosferei fiind sectorul energetic și cel al transporturilor, eforturile specialiștilor în domeniul mediului trebuie să fie dirijate spre utilizarea unor noi tehnologii pentru producerea energiei. Și aici aș menționa, așa cum noi le spunem, sistemele de energie regenerabile. Putem menționa aici obținerea energiei prin intermediul hidrocentralelor, utilizarea turbinelor eoliene, mai nou producerea energiei prin sistemele fotovoltaice. Și sigur că este foarte important ca ponderea acestor surse de energie regenerabile să fie din ce în ce mai mare, și sigur că această pondere să fie în detrimentul respectiv, să fie mai scăzută ponderea energiei obținute prin intermediul termocentralelor care utilizează combustibili soliți sau lichizi, care sunt producătoare de cantități mult mai mari de substanțe poluante de noxe, deci cu un impact asupra calității aerului în mediul locuit foarte, foarte important. Legat de domeniul transporturilor, acesta este un domeniu care, sigur, tangențial ne privește și pe noi, și așa cum știm cu toții, sigur, și aici sunt noile tehnologii privind diminuarea noxelor eliminate de către diversele autovehicule. Apoi, sigur, utilizarea din ce în ce mai mult a autovehiculor mai puțin poluante și, sigur, eliminarea încetul cu încetul al vechilor autovehicule non-euro sau cu euro 1, 2 și 3. Și, explicați-ne, sigur, și acea poluare euro 1 euro, 2 euro, 5 vorbim euro. Vorbim aici de sistemele de reținere a poluanților în sistemul de eliminare a poluanților în atmosferă, în sistemul de eșapament al autovehiculelor. Și este vorba de catalizatori care, sigur, contribuie la reținere într-un grad mai ridicat sau mai puțin ridicat a poluanților, cum sunt hidrocarburile volatile și monoxidul de carbon. Sigur că actualmente autovehiculele performante, care poluează mai puțin, sunt echipate cu sisteme de reținere a poluanților euro 5, euro 6, și sigur se poate continua și sigur trebuie să mergem mai departe. De altfel, cum se știe, în prezent este tendința de a crește din ce în ce mai mult numărul autovehiculelor electrice, care, spunem noi, poluează extrem de puțin sau chiar deloc, și nu trebuie
eliminat nici eventuală, sigur, modernizare a sistemului de transport public comun a nivelul comunităților, care de asemenea poate să aducă un plus în ceea ce privește protecția calității atmosferei în zona marilor orașe. Facultatea dumneavoastră se ocupă de studenți, îi învață să proiecteze aceste instalații care nu sunt poluante. Când, practic, ne gândim la viitor, când pregătiți un student. Pentru că mediul înconjurător ne afectează pe toți deopotrivă. Faptul că sunt astfel de preocupări este un lucru extraordinar. Și mai ales că putem să pregătim acești specialiști la noi, aici, în Cluj. Ce fel de specialitate au studenții care merg la dumneavoastră? Ce trebuie să facă un student care să ajungă la specialitatea dumneavoastră? Păi, în primul rând, ar trebui să-și dorească să vină la noi la facultate. În primul rând, noi când facem promovare și când mergem la licee, dorim să selecționăm studenți, adică elevi, care sunt pasionați sau sunt interesați de această problematică de protecție a mediului. Iar după aceea, odată ce termină facultatea, se pot înscrie la noi la facultate și pot să urmeze cursurile. Ceea ce întrebarea dumneavoastră este foarte bună, pentru că la noi la facultate vin elevi care sunt din diverse specializări, adică nu sunt neapărat de la licee de tehnice, sunt și de la licee umane și ei reușesc în timpul facultății să acumuleze suficiente cunoștințe pentru ca să termine facultatea și să profeseze ca inginer. Deci avem exemple de elevi care au fost de la profil uman, au intrat la noi la facultate, au terminat facultatea, iar acum profesează ca ingineri. Pe lângă acest sistem, să zicem, clasic de a intra în facultate, noi organizăm și concursuri. De exemplu, organizăm un concurs pentru elevi, un concurs online, prin care elevii pot să completeze niște întrebări în domeniul ingineriei a mediului sau ingineriei materialelor. Iar dacă completează corect, într-un timp cât mai scurt, pentru că se face un clasament, primii care intră pot intra la noi la facultate fără examen de admitere. Bineînțeles că acest tip de concurs este pentru elevii la care le place să citească, le place să se documenteze. Mai avem un alt concurs pentru elevii care sunt, să zicem așa, mai practici, le plac lucrurile mai să facă ceva, să facă proiecte, să facă și în parte. Acest concurs, la fel, acum, chiar vinerea trecută l-am avut, l-am terminat, în care elevii au pregătit niște proiecte pe care le-au susținut și au fost jurizați de o comisie de la noi, de la facultate. Acest gen de concurs este un concurs organizat împreună cu studenții. Adică este o sesiune de comunicări științifice studențească la care elevii participă împreună cu studenții, doar că ei sunt jurizați separat, bineînțeles, dar lucrările sunt prezentate succesiv, astfel încât elevii pot vedea cam ce lucrări prezintă studenții și cu ce se ocupă, iar studenții pot să vadă, să zicem așa, ce preocupări există la elevi în domeniul acesta, ingineria mediului sau ingineria materialelor. Și în felul acesta, să zicem așa, îi pot ajuta pe elevi să își îmbunătățească prezentarea. În felul acesta ei reușesc să fie mai mult în contact, adică elevii să simtă ce înseamnă să fii student, adică cu ce te vei ocupa când vei deveni student, și la fel, cei care au proiectele cele mai bune vor fi premiați și vor putea să intre la noi la facultate cu o diplomă, adică fără examen de admitere. Acum, bine, nu este un examen de admitere care se dă la noi la facultate, ci se face concurs de dosare, da? Este mult mai ușor, de exemplu, pentru un elev care nu are o notă foarte mare
la BAC, dacă participă la acest concurs, el va intra practic fără să mai treacă prin toate fazele concursului, deci va avea un loc asigurat. Faceți și un interviu sau doar concursul de dosare? Deci concursul de dosare nu este cu interviu, pentru astea la toate universitățile unde nu se dă examen scris, acolo se va doar pe bază de dosar. Și acesta ne ajută, vedeți că aceste două concursuri, tocmai aceasta ne ajută că reușim să-i selectăm pe oamenii care au inclinații, care au dorință, care doresc să facă în acest domeniu și poate că nu au rezultatele așa de bune în timpul liceului, încât să poată să intre, să aibă o medie foarte mare. Din păcate, acest sistem cu media de la bacalaureat și cu, pe unii avantajează, pe unii dezavantajează, pentru că cel care are, să zicem, o notă mică la bacalaureat, acela va urma tot timpul, adică acea notă nu va putea corecta niciodată. Dacă el nu este în formă atunci sau așa în parte, va obține o notă mică cu care nu va putea intra la o facultate din cauza că ea nu va avea a doua șansă să-și dea. Ei, aceste concursuri tocmai asta fac, încearcă să-i extragă sau să-i selecteze pe elevii care își doresc să facă acest lucru. Ca să ajungi să faci ceea ce faceți dumneavoastră, trebuie să simți, trebuie să simți că îți dorești acest lucru. Da, așa este și pe de altă parte, poate de multe ori nu simți, dar când intri în contact cu studenții noștri sau cu laboratoarele noastre, încep să înțelegi că, de fapt, ce înseamnă Ingineria Mediului. Am avut experiențe în care elevii au venit împreună cu profesorii, profesorii au însoțit doar pentru că trebuia să fie ceva cu ei. Și profesorii, fără să vreau, au participat împreună cu elevii la vizita prin facultate, la laboratoare și mai departe. Și atunci au zis, uite, eu nici nu am știut până acum că voi, inginerii, faceți așa ceva. Deci e chiar interesant ce faceți voi. Tocmai pentru că sunt tot felul de zvonuri și așa în parte, că ingineria e grea, că nu se poate face, că e necesar foarte mult efort și că numai unii reușesc și așa în parte. Nu este adevărat, sunt foarte mulți care au descoperit, să zicem așa, ingineria în timpul facultății, s-au descurcat foarte bine, iar acum profesează ca inginer foarte bine. S-au continuat chiar cu studii de master, chiar cu studii de doctorat și s-au integrat foarte, foarte bine. Haideți să urmărim acele imagini pe da. Care le-ați pregătit. Da. Rog, regia să... Este, de fapt, un filmuleț, bine, acum, așa cum ne-am priceput noi, pentru că nu suntem de meserie să facem filme, dar prin această prezentare am dorit să scoatem cât de cât în evidență câteva din direcțiile care ne orientăm noi, deci aici programele de la licență, programele de la master și de la doctorat și de asemenea domeniile de cercetare în care ne focalizăm cercetarea noastră. Și probabil că pentru cei care vor urmări, vor identifica multe dintre problemele care apar tot timpul, așa cum spunea doamna, în mass media. De exemplu, problema poluării cu telefoanele mobile. Da? Toată lumea știe, dar nimeni nu înțelege exact substratul profund. Deci avem materii care exact asta învață pe studenți ce înseamnă aceste unde electromagnetice, ce impact au asupra oamenilor, asupra sănătății. De asemenea, un domeniu foarte, foarte vast este impactul asupra mediului a diferitelor activități și tehnologii industriale. Noi toți vorbim despre tehnologii poluante, dar cum putem să evaluăm, cum hotărâm că o tehnologie este poluantă sau nu poluantă? Deci trebuie un studiu de impact al tehnologiei asupra mediului. Și probabil că puțini știu, dar orice activitate umană are un impact asupra mediului, bun sau rău. Deci dacă vrem să ne facem un chioșc de ziare, acela are un impact asupra mediului. Care poate fi mult mai, adică, mă rog, chiar vizual și așa mai departe. Deci orice activitate umană acum trebuie verificat ce fel de impact are. Și, mă rog, aici, pe măsură ce veți vedea tot felul de domenii, de exemplu, acum chiar ați spus despre deșeuri, vedeți că exact în stânga este o imagine cu niște deșeuri care acum ele pot fi folosite. Adică noi le extragem, le topim și folosim din nou. În loc să extragem minereu, extragem din acele deșeuri. Bineînțeles că tehnologia se diferă foarte mult. Noi știm foarte mult să facem oțel din minereu de fier. Pentru că zeci de ani
Dar acum este mai greu să faci oțel de aceeași calitate din fier vechi. Dar tehnologia evoluează tocmai în sensul de a refolosi și atunci, practic, ajungem la ceea ce numim, spuneam și anterior, economie circulară. Adică noi, practic, tot timpul folosim resursele și obținem din el bunuri care le folosim, iar după care se integrează natural. Dacă eu la studenți le fac această comparație, cum era planeta Pământ înainte de a apărea oamenii. Deci au fost milioane de ani în care nu au existat deșeuri, nu exista poluare. Da? De ce? Pentru că natura are un mecanism prin care se auto-epurează, adică reușește să folosească tot ceea ce dispare și așa mai departe. Da? Ei, acum noi cu tehnologiile noastre am ajuns în stadiul în care am reușit să producem o grămadă de bunuri și acum unele dintre ele trebuie să învățăm să le reintegrăm acolo unde, de unde au provenit. Și de asemenea sunt imagini din laboratoarele facultății, deci noi foarte mult ne bazăm pe ideea că, știți cum zic la aceea, că un gram de practică face cât tone de teorie. Adică studenții noștri au ocazia să facă practic multe dintre laboratori și așa departe și să experimenteze, să pună în practică aceste tehnologii. Pentru că aceste tehnologii, deși se aplică industrial, ele încep cu o cercetare fundamentală. Adică încep în laborator, se fac niște experimentări, care după aceea se urmărește să meargă mai departe, spre să le livrăm, între ghilimele, către industrie. Aveți laboratoare bine dotate? Da, sunt laboratoare foarte bine dotate. A fost un efort foarte mare de-a lungul anilor prin care am proiecte de cercetare, au fost foarte multe sau alte fonduri prin care am încercat să atragem finanțare, astfel încât să avem chiar laboratoare de top sau, să zicem, de foarte mare calitate, astfel încât să putem fi competitivi cu orice universitate din Europa și chiar din, din lume. Am o curiozitate, da, că vorbeam de, da, fierul vechi. Da. Dar văd că mai aveți imagini, vă las să comentați imaginile și pe să vă întreb de acel. Doar aici, mai, de exemplu, vedeți, noi am încercat să facem 10 aturi ale inginerului de mediu. Deci, care, cu ce diferențiază pe un inginer de mediu față de ceilalți ingineri? Okay. Și aici am, mă rog, acum nu o să dau citire la tot ce se poate urmări. Și vedeți că, de exemplu, apropo de punctul 5, ce spunea, deci aceste restricții privind cele mai bune tehnici disponibile. Da? Deci, iar o idee foarte vehiculată acum, care, zicem, foarte mulți nu înțeleg, care îi studiază foarte mult în timpul facultății. Și aici sunt, de exemplu, prezentate câteva perspective de angajare sau unde sunt angajați studenții noștri, care foarte mulți lucrează ca inginer în diverse companii sau ca responsabil de mediu. Și chiar acum, chiar astăzi, am discutat cu un absolvent de-a nostru care lucrează într-o fabrică și care au, deci este o fabrică de procesare a deșeurilor. Și bineînțeles că ei au tot timpul contact cu alte firme, toate firmele trebuie să raporteze deșeurile. Și spunea că mai de mult în foarte multe firme, responsabilul de mediu era, să zicem, un inginer chimist care primea și, da, așa, sau un inginer și de... Și da. Sau, nu știu, secretara, da, care avea și... Ei, problemele de mediu s-au dezvoltat așa de mult și așa mult s-au complicat, încât în majoritatea firmelor și-au dat seama că nu este suficient ca cineva să se ocupe și de acest lucru, ci este necesar un specialist. Deci un specialist care se ocupă numai de probleme de mediu, pentru că sunt necesare foarte multe acte, foarte multe cunoștințe ca să înțelegi cum se raportează, ce înseamnă deșeu, cum se distinge între ceva care poate fi folosit, ceva care nu poate fi folosit, cum evaluăm factorii de mediu și așa mai departe. Și eu sper că în viitor acești specialiști nu numai că va trebui să se ocupe un singur om, ci va trebui să se ocupe un inginer de mediu, pentru că, din păcate, în economia din România există acest sistem de responsabil de mediu, adică există posibilitatea să faci un curs să fii responsabil de mediu, un curs de câteva zile și primești această diplomă care
nu se compară, nu poate fi echivalată din punctul nostru de vedere cu cunoștințele pe care le acumulează un student timp de 4 ani și face cursuri unele chiar destul de complexe și grele, la care se mai adaugă încă 2 ani de master și practic aceștia vor concura pe același post cu un om care a făcut un curs de 2 zile. De 2 zile, da. Vă întreb. Da. Ca perspectivă și având atâția ani în spate de experiență, firmele din România sunt dispuse să investească în mediu? Din experiența dumneavoastră? Aici se poate vorbi destul de mult și este o problemă care este mai sensibilă în firmele de la sine nu prea sigur doresc să investească în mediu doar atunci când simt cu adevărat sau sunt presați de legislație și de către factorii de presiune care sigur pot să le impună anumite cerințe legate de nivelul emisiilor în atmosferă, în apă, în sol, cantitățile de deșeuri, deci modul de gestionare al acestora. Dar, sigur că firmele, dacă sunt cointeresate și sigur sunt uneori și ajutate, astfel încât să acceseze poate fonduri pentru a-și îmbunătăți tehnologiile de fabricație pentru a remedia problemele de mediu care se confruntă, sigur că atunci și ei altfel pun problema și lucrurile se mișcă din acest punct de vedere. Dar eu înainte de a mai continua cu perspectivele absolvenților noștri și alte aspecte în acest sens, aș mai fi vrut să aducem în discuție niște aspecte legate de capacitatea absolvenților noștri de a aborda, de a dezvolta niște tehnologii specifice deci pentru remedierea mediului și aici mă gândesc la îmbunătățirea calității apelor de suprafață, ape de suprafață care sunt afectate de poluare într-un procent destul de ridicat, undeva peste 50-51% din apele de suprafață sunt cu o calitate de astea grosiere care plutesc pe apă, ci și cu substanțe chimice care sunt dizolvate. Da, substanțe poluante diverse. Și în acest sens, sigur, sunt tehnologii avansate de epurare a apelor uzate. Mă gândesc la epurarea biologică a apei uzate, epurarea biologică care noi o regăsim și ne bucurăm pentru acest lucru în stația de tratare a apei de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, stație care a fost modernizată prin fonduri europene cu câțiva ani în urmă. Noi facem deseori vizite de studiu, de documentare alături de studenții noștri și sigur este o stație foarte modernă și poate fi considerată un model de stație de tratare a apelor uzate pentru întreaga țară și fi de dorit ca în toată țara să existe astfel de stații de tratare. De asemenea, pentru evaporarea apelor uzate sunt tehnologii de care presupun utilizarea unor procedee speciale de epurare, cum este filtrarea, osmoza inversă și sigur că aceste tehnologii se aplică întotdeauna pentru că problemele de mediu sunt deosebit de complexe în paralel cu acele măsuri de prevenire a poluării care la nivel național sunt cuprinse între acele planuri de măsuri
privind venirea poluării calităților apelor de suprafață la nivelul bazinelor hidrografice. De asemenea, printre competențele care le primesc absolvenții noștri sunt și cele legate de tehnologiile utilizate pentru depoluarea solurilor și reabilitarea siturilor contaminate, care presupun utilizarea unor tehnologii destul de complexe. Sunt o gamă foarte largă de tehnologii, unele aplicabile ex situ, altele aplicabile ex situ, care utilizează procedee fizice, chimice, biologice, termice și sigur că alegerea, utilizarea acestora, care sigur este de dorit să fie cu o eficiență foarte ridicată, respectiv să asigure un randament de depoluare sau eliminarea substanțelor poluante la un nivel cât mai ridicat, să se aplice într-o perioadă de timp cât mai limitat, dar nu uităm ca tehnicile aplicate să aibă, așa cum am mai discutat, un impact cât mai redus asupra mediului. Și sigur că din acest punct de vedere, noi le considerăm mai prietenoase cele care presupun utilizarea unor procedee fizice, biologice, care, deși necesită o durată de timp de aplicare mai îndelungată și un randament acceptabil, sigur, permit depoluarea în condițiile respectului față de mediu. Deci, un lucru pe care noi îl avem în permanență în vizor. Și legat de reabilitarea siturilor contaminate, se vorbește tot mai mult de așa numită poluare istorică, care actualmente se regăsește în cele 210 situri contaminate și 1118 situri potențial contaminate. Dar acestea împreună reprezintă peste 410.000 suprafețe de terenuri care sunt ocupate actualmente cu deșeuri, unele destul de periculoase, terenuri, soluri puternic sau excesiv contaminate cu diferite substanțe poluante și sigur că tot în aceste situri contaminate intră și acele zone critice sub aspectul poluării, poluare cu metale grele și diferite substanțe poluante, cum sunt zonele din zona Băii Mari, zona Cocșa Mică, zona Zlatna, unde actualmente încă se regăsesc forme puternice de poluare. S-a schimbat relieful cu aceste și sigur că de alegerea tehnologiilor adecvate, dezvoltarea acestor, aplicarea lor și sigur că în prealabil este foarte important, cum a mai spus și domnul Horațiu Permeșan, absolvenții noștri să fie instruiți astfel încât să cunoască și modalitățile de evaluare a stării de calitate a actorilor de mediu, de a realiza studii de impact, de a efectua evaluarea riscului privind contaminarea și afectarea mediului și sănătatea populației. Și sigur că noi considerăm că prin disciplinele din planul de învățământ, plan de învățământ care sigur s-a ameliorat continuu și în permanență l-am reglat astfel încât să cuprindă disciplinele cele mai potrivite, să fie încărcate cu activități aplicative, lucrări de laborator și așa cum s-a văzut care se fac efectiv în laboratoarele noastre, care sigur sunt bine, bine echipate prin eforturi personale, prin finanțare. Laboratoarele sunt diverse. Așa, noi spunem că sigur sunt
condițiile potrivite pentru o bună instruire în domeniul ingineriei mediului. Ce... Și întrebarea care da. Și-o pun studenții, unde mă angajez în termin? Aveți vreun sfat pentru ei? Că vor avea unde să se angajeze? Da. Deci, așa a zis și în prezentare, da. Am făcut acolo câteva indicații, să zicem așa, noi nu dorim să dăm neapărat firmele, dar putem să vă spunem că ca și domeniul în care se angajează absolvenții noștri sunt ceea ce privește instituțiile guvernamentale, adică Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului sau alte organisme, chiar Ministerul Mediului și așa în parte. Mulți se angajează în companii multinaționale, pentru că majoritatea companiilor multinaționale au nevoie de acest, să zicem așa, specialist în inginer de mediu. De asemenea, încep să apară tot mai multe firme exact pe domeniul inginer mediu, adică care procesează deșeuri, care se ocupă cu alte, care fac proiecte de mediu și atunci lucrează în firmele respective ca și inginer de mediu sau în firme care evaluează calitatea mediului prin diferite metode. De exemplu, laboratoare care, să zicem, probabil că nu v-ați gândit niciodată cum ne dăm seama dacă un aliment este cancerigen sau nu. Deci există niște sisteme prin care se evaluează continuu care este calitatea muncii unui muncitor într-o fabrică, cât inhalează dintr-o anumită substanță, ce substanță este în felul acesta și el trebuie monitorizat, să zicem, de-a lungul întregului proces de producție. Deci se numește securitatea muncii și sănătatea și angajați, așa în parte. Ei, sunt absolvenți care lucrează în acest domeniu sau sunt absolvenți care lucrează în domeniul calității. La fel, o problemă în foarte multe firme este asigurarea calității. Absolvenții noștri, datorită curriculumului care îl, și abilităților care le dobândesc, ei pot să lucreze în aceste firme. Avem chiar, acum ne-am întâlnit săptămâna trecută, joi, am avut așa numită ziua facultății Inginerii Materialelor și a Mediului, prin care am invitat absolvenți și am încercat să invităm absolvenți cât mai tineri, care lucrează în poziții foarte bune, pe salarii chiar foarte bune, unele chiar mai bune decât ale noastre, deși sunt foarte tineri, și să împărtășească studenților care acum se află pe băncile școlii despre experiența lor, de unde lucrează și, de fapt, cel mai mult să împărtășească cum i-a ajutat facultatea în meseria respectivă. Pentru că, știți, fiecare, deja și elevii, dar și studenții zic că, păi, asta nu o să-mi folosească la nimic, sau materia asta nu trebuie la nimic. Ei, și culmea este că acei absolvenți care lucrează în firme de specialitate le spun, uite, exact materia care eu credeam că nu o să-mi folosească la nimic, acum îmi folosește foarte mult și din cauza că n-am reușit să învăț cât a trebuit, acum trebuie să recuperez, adică să iau cursurile sau să vin la profesorul care am făcut și să-mi întreb detalii sau exact ceea ce m-am supărat atunci când cerea sau poate exact subiectul care nu l-am învățat și din cauza căruia am picat examenul și am fost supărat, acum îmi dau seama că de ce este important să fii învățat atunci. Deci de aceea foarte mulți se angajează ca ingineri, unii se angajează în schimb și ca și cercetători, adică avem absolvenți care lucrează în instituții de cercetare, instituții de cercetare care lucrează pe proiecte de inginerie a mediului, ei timpul continuă și cu doctorat, sunt absolvenți care lucrează în învățământ, în învățământul mediu, adică profesori sau așa de parte, în învățământul liceal, sau absolvenți care, să zicem, și-au făcut propria lor afacere, adică business în acest domeniu pentru a face proiecte de mediu sau așa de parte. Deci gama lor este foarte largă și în special, acum, probabil că nu o să avem timp acum să intrăm că așa în detalii, și datorită faptului că ei fac niște materii de care învață niște cunoștințe de bază și având aceste cunoștințe de bază, ei pot să se descurce foarte ușor în multe domenii. Adică, apropo de ce spuneați
anterior, o întrebare anterioară, ce este inginerul mediului. În primul rând, fiind să ne gândim ce este inginerie. Deci inginerie în sensul că tot timpul trebuie să inginerești ceva, vine de un termen francez. Deci ei sunt stimulați să-și dezvolte această capacitate de a proiecta, de a găsi noi soluții, astfel încât să se poată descurca în orice domeniu. Și ceea ce, de exemplu, să zicem, poate nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați imaginat că este nevoie de inginer de mediu la o bancă. Da? Avem absolvenți care lucrează inginer de mediu la bancă. Da? Deci, tocmai și ne-a explicat, și noi când am auzit, dar ce faceți acolo? Și ne-a explicat exact ce e de făcut și ce important este și, de fapt, faptul că îi vor dezvolta și vor angaja în continuare ingineri de mediu pentru că este necesar. Deci, în toate domeniile, cu cât societatea se va dezvolta, cu atât vor fi nevoie de acești specialiști. Dacă vrem să trăim într-un mediu curat, trebuie să înțelegem, să investim în această meserie. În primul rând să înțelegem și după aceea să ne folosim inteligența și creativitatea ca să trăim așa curat, adică fără să distrugem ceea ce am moștenit de fapt. Mai avem 5 minute dacă aveți ceva de adăugat. Așa, foarte pe scurt, pentru că n-am atins și nimic de vedere al cariere profesionale pe care o au absolvenții noștri de licență, în sensul că pot să urmeze cursurile la nivel de masterat care se derulează pe durata 2 ani și noi avem mai multe programe de masterat, 4 sunt active în ultimii ani și le-aș menționa pe următoarele: dezvoltare durabilă și protecția mediului, procede avansate în protecția mediului, managementul integrat al resurselor și al deșeurilor, ingineria, economia, dreptul în domeniul dezvoltării durabile. Primele trei pe care le-am menționat sunt niște masterate de specializare, masterate la care vin cu prevedere absolvenți de noștri, dar nu numai, și alți absolvenți de la diferitele facultăți din Universitatea Tehnică, dar și de la alte universități. Iar ultimul, cel pe ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile, avem absolvenți care au terminat și științe economice sau diferite alte specializări. Este un masterat complementar în care noi sigur că asigurăm o pregătire și pe domeniul mediu, dar și în celelalte domenii, cum este domeniul, să zicem, economiei, de domeniul dreptului prin cunoștințele de legislație, drept al mediului, care ei le-au ca și disciplină în planul de învățământ. Și foarte pe scurt, legat și de activitatea la nivelul doctoratului, pentru că din 2010 avem și domeniul ingineria mediului ca și domeniul cadru școlii doctorale de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Suntem 6 conducători de doctorat. Actualmente avem în stagiu peste 40 de doctoranți cu teme de cercetare legate de diferitele tehnologii pe care noi le-am amintit astăzi. Așa și spunem noi cu rezultate foarte, foarte bune pe care noi le-am obținut alături de ei. Este foarte important că i-am implicat în proiectele noastre de cercetare, proiecte care unele dintre ele s-au finalizat, altele sunt pe rol, s-au realizat prin parteneriat cu multe alte universități din țară și institute de cercetare, dezvoltare, dar și cu firme specializate în remedierea factorilor de mediu. Sigur că ne bucurăm că există cât mai multe firme care, sigur, să permită angajarea pe lângă diferitele alte locuri de angajare care sunt disponibile pentru absolvenții noștri. Până la urmă, toți își vor găsi drumul pe pe meseria pe care și-au ales-o. Important este să-ți dorești să faci acel lucru. Și ca ultimă idee, aș dori să vă invit la noi la facultate. Deci cel mai simplu ca să ne cunoaștem mai bine, eventual chiar să veniți să realizați în timpul unei lucrări de laborator
o scurtă emisiune de 10-15 minute cum se fac ce o lucrare de laborator sau o antitehnologie. O să venim cu drag, pentru că este important ca lumea să cunoască ceea ce faceți. Pentru că ceea ce faceți acolo în laborator este pentru noi, ca noi, pentru copiii noștri, ca ei să aibă un climat sănătos. Și este un lucru fantastic. Și să înțeleagă că, de multe ori, aceste tendințe în învățământ sunt și oarecum artificiale. Adică acum e la modă o anumită specializare. Dar foarte mulți merg în virtutea inerției și nu încearcă să afle ceea ce s-ar potrivi cel mai bine pe specificul lor, să facă ceea ce le place. Și în felul acesta, dacă lumea ne cunoaștem sau și noi, dacă cunoaștem pe alții, cred că putem să ne deschidem ușor către ceea ce ne dorim cu adevărat. La fel și elevii sau mai departe. Oricum, știința mediului este cea care ne preocupă pe toți. Da. Cât păstrăm un mediu mai curat, îl păstrăm pentru noi. Așa că ceea ce faceți, specialiștii dumneavoastră vor construi o lume mai bună pentru ei și pentru copiilor. Și pentru noi. Da, așa, e moștenirea pe care o lăsăm. Este efortul nostru ca și noi să trăim mai bine, nu? Da. Oricum, vorbeam de mașina viitorului la început. Și mașina la modul... Deci nu, nu neapărat autoturism. Mașina care nu poluează. Exact. Mașinăria care nu poluează. Suntem cu emisiunea la final. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și promitem că venim să facem o emisiune în laborator. Așteptăm și studenții dumneavoastră la noi în studio să ne spună impresiile lor, pentru că mediul înconjurător este obligația noastră a tuturor să-l păstrăm curat. Până săptămâna viitoare, stați cu ochii pe clujam.ro. La revedere!